sunt toate? Ha! Mai multe! Ne trebuie mai multe! Îți miroși degetele? E un obicei urât, deci oprește-te! Și în plus, trebuie să găsim mai multe deșeuri! Ce miros! A, eu întotdeauna am zis, nimic nu e mai îmbucurător decât o rulotă curată! Ești de aceeași părere, Gwen? În teorie, da, dar facem curățenie de ore bune și mirosul neplăcut încă se mai simte! Ha! V-am indus în eroare! Ben, partea ta arată ca o groapă cu deșeuri toxice! Nu vrei să ne ajuți la curățenie? Șș, vin în 5 minute! Ultima dată când ai zis în 5 minute, au trecut 5 zile! Dacă te grăbești atât să faci curat, fă peste tot! Eu nu te opresc! Iubito, am ajuns! Hei, serialul meu! Wi-Fi-ul ia o pauză acum, Ben. Toți locuim aici și toți facem curățenie. Dar și eu fac! Eu curăț după alții toată ziua! Atunci cu asta o să-ți fie ușor. Lista cu treburi. De ce sunt așa multe? Când nu-ți faci treburile, ele se adună. Și îmi pare rău pentru asta, Ben, dar nu poți veni cu noi în excursia distractivă de azi. Poftim? Karma se întoarce. În timp ce eu și Gwen vom distra explorând faimoasele peșteri cu lilieci guano, tu îți vei face toate treburile. Ce fel de lilieci? Și fără Wi-Fi până nu termin treaba. Este clar? Este clar că acceleratorul va rezolva în 2 secunde. Da, acel domiciliu mobil e plin de gunoaie. Aplicăm planul A. Strânge tot. Da, ai un pix? Pregătește-te să vezi minuni. Mizerie de liliac! Regret că o ratez! Pa! Să trecem la treabă! Să vedem lista! Băiete, curăță bara acum! Bunicul chiar vrea bara de protecție curățată. Nu mi-a spus băiete până acum. Bine! Ce nu fac eu pentru Wi-Fi? Ia stai! Chestia asta e foarte curată! Aia de pe cap e o cască de biciclist? Tu cine ar trebui să fii? Unde-i puștul urât? Urât? Tu ce? Ia stai puțin! Apartamentele devastării, numărul 1 în testări nucleare! Asta explică multe! Savant? Gândac? Cap schimbat? Mutant? Aproximativ? Ca să vezi, ia uite cum le știi tu pe toate! Deci, dacă tu ai un cap mic de om pe un corp de gândac, asta înseamnă că... Da, cineva trebuie să aibă un pumn mare de om. Planul B. Fură mașina! Fură? Ce? Prieten, cred că n-am înțeles greșit. Trage pe dreapta ca să-ți pot măsura capul cu piciorul meu! Cum? Unul din ciclonii mei foarte reușiți, dacă pot spune asta. Vai de mine! Cineva ne iubește, Sydney? Am fi căzut cu mașina direct în râpă, dacă nu era ciclonul acela. E, haide!